Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș cercetează 12 persoane pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și încăierare. În data de 14 martie, polițiștii secției numărul 7 Poliție Rurală Dormărunt au fost sesizați prin 112 de o femeie în vârstă de 33 de ani din comuna Dragoș -Vodă, cu privire la faptul că este un scandal în desfășurare în care sunt implicate mai multe persoane. La fața locului s-au deplasat inițial patru echipaje de poliție care au constatat că cele sesizate se confirmă. 12 Bărbați se manifestau agresiv, tulburând ordinea și liniștea publică. Iar pentru a planarea și dispersarea persoanelor în cauză, au fost executate patru focuri de armă în plan vertical. Ulterior, la fața locului s-a deplasat o echipă complexă formată din polițiști din cadrul Poliției Orașului Lehliugară, Serviciul de Investigații Criminale, Secția 7 Poliție Rurală Dormărunt și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, care au identificat persoanele implicate și au efectuat cercetări cu privire la faptele săvârșite. În fapt, în data de 14 martie, în jurul orei 20, pe fondul unui conflict spontan, 12 persoane și-au aplicat lovituri reciproce la întâmplare cu pumnul, cu mai multe obiecte contondente din lemn și pietre. După administrarea probatorului în cauză, a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de 9 persoane implicate cu vârste cuprinse între 18 și 48 de ani. Ulterior, în data de 15 martie, au fost găsiți de polițiști și ceilalți trei bărbați fiind prezentați parchetului de pe lângă judecătoria lihliu -Gară. Față de persoanele implicate, s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.